Crescu este în direct cu noi acum și o să vorbim în continuare despre ce se întâmplă cu facturile pentru întreținere, dar totuși acest subiect al măștilor și seninătatea cu care vin guvernanții și ne spun că jumătate dintre ele sunt neconforme și că o să fie etichetate. Da, exact. Este incredibil că în luna noiembrie, după atâtea luni de pandemie, ne trezim și noi că avem măști neconforme calitativ pe piață. Noi am făcut inclusiv la apeluri în presă că există inclusiv dezinfectanți pe piață care nu au legătură cu normele și cu acreditările Ministerului Sănătății. Sunt dezinfectanți pe care dacă îi folosești, unii dintre ei chiar pot să-ți creeze probleme. E aceeași situație ca și cu măștii, la fel și cu dezinfectanții. Din păcate, nu s-au luat măsuri atunci când trebuie și nu s-au umblat la legislație pentru ca aceste importuri să nu se mai întâmple. Pentru că asta e marea problemă, că vin din străinătate foarte multe produse care n-au nicio legătură cu siguranța publică. Păi, exact, asta o dată. Și în al doilea rând, că nu poți tu, cel care reglementezi, să spui că nu e în regulă. Da, e incredibil că acum ne trezim să spunem lucrul ăsta. Trebuia făcut frumos un caiet de sarcini, trebuiau făcute niște reguli concrete, pentru că, de pildă, nu poți să vinzi alimente pe piața românească dacă nu respecti niște standarde. Aceste măști cum au ajuns în comerț? Asta e marea întrebare. Ne trezim în noiembrie, după ce s-au vândut 30 de milioane de măști, au fost retrase de la comercializare, păi înseamnă că numărul măștilor neconforme este mult mai mare, adică cred că e dezordinul sutelor de milioane. Exact. Bun, ne întoarcem la întreținere, da? Se cresc facturile, vine iarna, cresc prețurile, oamenii rămân fără serviciu și suntem unde? Suntem undeva la terapie intensivă și cu economia. Am mai spus lucrul ăsta chiar la dumneavoastră în emisiune. Prețurile au început să crească și vedem în luna trecută. Am văzut cartofii care s-au scumpit cu 4,63%. Am mai avut tot felul de produse care au legătură cu coșul zilnic de consum care au crescut. De ce? Pentru că, bineînțeles, producătorii încearcă în condițiile astea dificile din piață să acopere din prețuri o parte din pierdere. Ideea că nu pot să o facă foarte mult pentru că nici cererea nu mai este la nivel și e ca un elastic. Cu cât tragi mai mult de prețuri, cu atât se rupe. Legat de întreținere, că ai vorbit de întreținere puțin mai devreme, am văzut și eu mesajul premierului. Da, e bine că se alocă bani, nu spune nimeni, dar din păcate situația din sistemul de termoficare, cel puțin în capitală, nu va fi rezolvată în următorii 3-4 ani, pentru că necesarul de investiții undeva la nivel de 3 miliarde de euro. Și foarte interesant, cam 80% dintre conductele din rețeaua de termoficare, a doua ca mărime din lume după cea din Moscova, sunt la stadiu de degradare maximă, adică sunt corodate, oricând se pot sparge. Deci să ne așteptăm ca în această iarnă, bucureșteni fiind, să nu avem căldură și apă caldă decât sporadic, atunci când se mai peticește o conductă. Deci asta e situația reală, dincolo de faptul că da, e bine că se investește. E un lucru bun că se deblochează în special fondurile europene. E bine, dar în același timp noi nu știm nici dacă o să avem apă caldă și căldură și nici cât o să coste. Da, nu mai spun de faptul că, să nu uităm, în aprilie anul viitor vor fi ridicate, există un moratoriu de amânare a ridicării acelor contribuții pe care statul le venea la prețul gigacalorii. Dacă noi vom aplica acel moratoriu și din aprilie vor fi ridicate subvențiile la gigacalorie, din păcate facturile se vor dubla. Asta însemnând din luna aprilie mai cel târziu. Dar vom vedea exact ce decizii vor lua, pentru că acolo, într-adevăr, este o negociere, inclusiv la nivel european, pe acest capitol, ca să mai amânăm puțin această situație, mai cu seamă că este și pandemia care ne-a dat peste tot, peste cap economia, ne-a dat peste cap veniturile tuturor. Cât ar putea să fie întreținerea spre primăvară, să zicem? Păi, inclusiv doamna Firă o spunea acum un an de zile că se va dubla prețul gigacaloriei dacă se elimină subvențiile. Adică cam asta e nivelul, asta în condițiile în care prețul gigacaloriei nu va crește. Dar vom vedea, nu știm, nu avem cum să anticipăm acest lucru. Mulțumesc foarte mult, Adrian Negrescu!